Bun găsit, dragii mei! Interviul pe care aș vrea astăzi să-l facem este o provocare pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru că vreau să vorbim de un subiect foarte, foarte sensibil, despre pierderea unui copil și întoarcerea la credință. Câți dintre noi oare putem aborda astfel de subiecte și câți ne putem împărtăși povestea de viață? Mă aflu pe o străduță în care locuiește Rodica și Valerian Grigore, artiștii noștri dragi, despre care v-am spus puțin mai devreme, aș vrea să descos cât mai multe lucruri de la ei, chiar dacă la telefon la care i-am auzit, am spus că vom vorbi despre începuturi, carieră și multe alte lucruri din viața unui artist. Haideți să vedem ce vom afla. Rodica, Valerian, sunteți acasă? Hei, v-am îndulcit cu prăjituri astăzi odată cu venirea la voi. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Doamne ajută la vinia, bine ai venit la noi. Mulțumesc. Păi vă urmez pentru că avem multe lucruri să discutăm azi. Bine v-am găsit și vă mulțumim că ne-ați primit astăzi în casa voastră primitoare, aici unde se odihnește, dacă vreți, cu adevărat credința și Duhul Sfânt e pretutindeni. Rodica și Valerian Grigore, voi sunteți un cuplu, dacă vreți, formați un cuplu, un exemplu pentru tinerii care urmează acest drum al căsniciei. Aveți 30 de ani de căsnicie, vă spun mulți înainte sănătoși, la mulți ani. Și să ne spuneți care e secretul unei căsnicii atât de longevive. Spun eu, tati? Sau tu? Da, spune tu, pe tine. Secretul nostru este că ne iubim foarte, foarte tare. Deci, ca să încep cu începutul, noi, când ne-am văzut, a fost dragoste la prima vedere. Și chiar, cum să spun, este o poveste de scris o carte. Pentru că noi astăzi ne-am văzut, ne-am cunoscut, am petrecut un revelion. El nu avea parteneră, eu nu aveam partener. Și după acel revelion, deja simt cum trec curenți prin mine, după acel revelion am decis să rămânem împreună. Culmea. Valentin, ce ți-a plăcut la Rodica? Sincer, mi-a plăcut chipul ei, pentru că și acum este o femeie foarte frumoasă, da. Cu toate că au trecut 30 de ani peste noi. Pot să spun că este mai frumoasă acum, pentru că dragostea noastră a devenit mult mai puternică. Pentru că acum este și nu numai obișnuința, nu, noi suntem dependenți unul de celălalt. Da. Adică noi, sunteți, nu puteți trăi până la urmă unul fără celălalt. Așa este. Cum să zic, am trecut prin atâtea în viața asta. Cred că am trăit pentru 10 vieți împreună. Și pentru că urmează să trecem la lucrurile acestea despre care spui și iată că mi le-ai ridicat, dacă vrei, la fileu, aș începe cu prima întrebare despre viața voastră. Adică nu numai că formați un cuplu în viața de zi cu zi, un cuplu de îndrăgostiți de mai bine de 30 de ani, dar dincolo de toate sunteți și pe scenă mereu împreună. Cum te-ai apucat, Rodica, de cântat? Eu, și mama... de ce? Deci eu de mică am avut dragoste pentru muzică. Părinții mei nu m-au lăsat să îmbrățișez această meserie, mama mai ales. Și atunci, făcându-mă puțin mai mare, am venit în București, am început liceul și singurică m-am dus și m-am înscris la școala de muzică, unde am făcut cantul popular, pentru că fiind un copil de la țară, cu asta m-am deprins de mică și mi-a și plăcut, într-adevăr. Ei, între timp, eu nu am cântat, n-am profesat, decât am făcut școala și l-am cunoscut pe Vali, între timp. Însă el la început cânta fără mine, a cântat fără mine o perioadă. Nu vroia să mă ia pe mine să cânt cu el, în sensul că spunea el că nu trebuie să mă pierd și eu nopți, să nu, mă rog, să nu fiu alături de el, nu știu cum a gândit el în sfârșit. Eram mai tineri și probabil că îl incomodam, zic, nu știu. După care el, mergând
la petreceri să cânte fără mine, am insistat mai mult. Erați prea mult timp separați unul de celălalt. Da, și îmi plăcea să cânt, deci ăsta era visul meu, eu asta am visat. După aceea, ușor, ușor, am început să cântăm împreună. Ne-am format o trupă, ne numeam Melos pe vremea aceea. Erau Taraba, era Taraba aceea cu casete, se vindea casetele pe piață, te duceai într-o piață, cânta formația Generic sau Melos, nu era Melos, era formația Accent, prietenul nostru Paul Stângă și cu Ionel Bucur, mă rog, erau o altă trupă atunci pe vremea aceea. Deci erau câteva formații, așa, le puteai număra pe degete, printre care și noi. Și pot să spun că am avut mare impact asupra publicului. Volumul 3, mi-amintesc că s-a vândut foarte mult timp. Chiar cel care ne-a scos pe piață ne-a rugat să mai facem și alte volume. Și am ajuns să facem vreo 7 volume cu formația Melos. După care a apărut Etno TV, a apărut televiziunile astea libere, să zic așa, unde noi ne-am promovat. Între timp, până să apară Etno, noi mai mergeam și prin străinătate, am cântat până și în Emiratele Arabe, mai tocmai acolo în Dubai. Voiam să ajung, dacă în urma succesului vostru și a faptului că v-ați înființat această trupă, au urmat plecările în străinătate. Da, au urmat și a fost niște experiențe foarte frumoase pentru noi și în special pentru mine, că am învățat să cânt și altfel de muzică și mi-am dat seama și m-am redescoperit, bineînțeles, mi-am dat seama că am înclinație și către alt gen. Am cântat arabește, când ne-am întors din Dubai, aveam un program de aproape 3 ore de muzică arabească. Copii, voi știu că aveți trei fete minunate. Ana, care este plecată și stabilită în străinătate, în Anglia. Căsătorită acum. Antonia, care este alături de voi și acum și doresc mult succes pentru că vrea să urmeze drumul medicinei. Da. Și cea de-a treia fată, sau de fapt aș putea spune prima, pe care o aveți fizic în fotografiile pe care le regăsim în casa voastră, în sufletele voastre și printre noi. E vorba de Maria. Țin minte, în urmă cu ceva vreme, Rodica, că discuția mea cu tine, cu voi, începuse de la subiectul Maria, așa de fapt v-am descoperit pe voi ca familie și de unde a plecat cea mai mare încercare, dacă vreți, a vieții voastre. Lucru care s-a întâmplat în momentul în care voi v-ați întors în România. Din Dubai. Din Dubai, având poate cea mai mare dificultate peste care niciunul din voi nu se aștepta să treacă. Da. Cel mai greu moment din viața noastră, care ne-a marcat. Pot să spun că nici acum nu s-a schimbat legătura emoțională prin care am trecut. Da. Copilul, fetița noastră. Câți ani avea Maria în momentul în care voi a trebuit să vă întoarceți în România? 4 ani și jumătate. Și totodată vreau să spun că n-am uitat vorbele tale, Rodica, când spuneai Maria era prea bună, Maria nu merita să fie pe acest pământ. Și aș vrea să-mi dezvolți puțin aceste lucruri. Da, pentru că Maria a avut o misiune, de aceea a venit. Bine, am înțeles mult mai târziu lucrul acesta. Însă eu ca mamă eram foarte contrariată când venea după stradă un copil de 4 ani jumătate care avea, să zicem, o rochiță nouă sau o pereche de sândăluțe noi în picioare, ea venea cu alte lucrușoare altor copii de pe stradă. De exemplu, într-o zi a venit cu o pereche de papuci rupți și am întrebat-o ce s-a întâmplat cu sandalele de-abia cumpărate de câteva zile și mi-a spus așa cu mânuțele, mi-a ridicat mânuțele și se uita către cer și așa cu emoții în glas mi-a zis: mami, le-am dat Iuliei pentru că nu are și atâtic. Deci copilul acesta la 4 ani și jumătate ea făcea fapte de milostenie, deci era, ce să spun, puțin cam diferit și între ghilimele anormal pentru vremurile în care un copil poate să fie atât de conștient și atât de înțelept.
Da, și bineînțeles că m-a lăsat fără glas, fără, nu știam ce să-i mai spun, n-aveam cum să o cer, în niciun caz n-aveam cum să o cer. O chemam după stradă să vină la masă și venea cu încă doi, trei copii și spunea așa, mami, poate să mănânce și Iulia și Oana și, și cu cine se mai juca ea? Da, mami, eu gândindu-mă că dacă mănâncă copiii aceia, va mânca și ea. Și mă uitam când ducea lingurița, lingura cu ciorbă, se uita la, la Iulia, că pe ea o iubea cel mai mult, o fetiță de aici, din colțul străzii de la noi. Și se uita așa la ea și cu bucurie. Care nu avea tată. Da, cea care nu avea tată. Și spune, Iulia, te bucur că îți dă mămica mea să mănânci? Deci ea, pur și simplu, trăia bucuria aceea că Iulia, prietena ei, mănâncă. Și eu nu m-am dus niciodată în casă la acel copil, decât după ce a plecat fetița mea la Dumnezeu, într-o zi când eu trebuia să dau niște lucrușoare de pomană. Și m-am dus la acea fetiță și vreau să spun că m-am mutat pe tavanul ei, ploua, aveam un lighean în mijlocul casei unde ploua și era o casă, mă rog... Și acolo îi plăcea să acolo se joace, plăcea acolo simțea să se joace. Ea, că... Și acum mă înțelegeam de ce, de ce ea făcea acele fapte bune. Pentru că vedea că Iulie îi lipsește și afecțiunea, nu avea tătic. N-a spus că nu are papuci. I-am dat Iulie că nu are și ea tătic. Îți dai seama că ce înțelepciune putea să aibă acel copil de 4 ani jumate. Vreau să rămânem puțin aici la subiect, Rodica, pentru că voi cu siguranță erați părinți împliniți și v-ați gândit întotdeauna că a fost poate cel mai mare dar și nu concepeați ca bunul Dumnezeu să vi-l ia. Și aș vrea să o luăm treptat ca și telespectatorii să înțeleagă povestea. De ce a plecat Maria la ceruri? De ce copilul vostru? Care a fost motivul, de fapt? Deci motivul... Ce boală a pus-o pe ea? Motivul a fost că nu i s-a pus diagnosticul corect de la bun început. Nu, stai să o luăm așa, de la început. În momentul în care ne-am întors din contractul care l-am avut în Emiratele Arabe, ea în această perioadă a stat cu bunica, cu mama mea, soției. A fost foarte bucuroasă când ne-am întors, ne-a așteptat la aeroport, a fost așa un moment foarte puternic, emoțional, că nu o văzusem de 3 luni. Am plecat la mare împreună, totul a fost ok, era bine, fata, un copil normal din punct de vedere al sănătății și foarte înțeleaptă. După 3 luni de zile, i-a apărut o temperatură banală, să spun așa. Am mers cu ea la medic, a spus că este vorba de un roșu în gât. Am venit cu ea acasă, i-a dat tratament. Ne-am întors înapoi pentru că febra nu-i scădea. 7 zile pe antibiotic? Și am zis că nu, nu se poate. Nu este ceva simplu, pentru că a trecut 4-5 zile și febra nu scădea. Și am fost din nou la spital, la Emilia Irza și ne-am internat în spitalul Emilia Irza de copii. Am stat cu ea internată cam vreo 6 săptămâni. Febra nu îi scădea. Nu au descoperit ce diagnostic să-i pună, pentru că doctora de la acea vreme îmi spunea, domnule, am atâția ani de zile, dar eu așa ceva nu am întâlnit. Așa ceva nu am întâlnit. Am intrat ca părinți în panică, deci eram disperați. Doamna doctor, dar ce să facem? Să putem să plecăm în alt spital? Să mai mergem și la alți doctori, să mai facem alte investigații? Da, puteți să mergeți, puteți să mergeți, pentru că eu nu știu ce să spun. Pe mine, oarecum, ne-a dat de înțeles că o depășește. Ne-am plimbat și am plecat la spitalul Victor Babeș, la boli infecțioase. Acolo s-a întâmplat o dramă, pentru că ne-a ținut-o descoperită. Aici fără mai vedea tratamente ca să îi scadă febra cât de cât. Acolo a ținut-o descoperită, spunând ei, trebuie să că scoată microbul... Că nu știm microbul, ce are și nu avem ce să-i dăm, că nu știm ce are. Trebuie să scoată microbul capul ca să vedem despre ce este vorba. Și după câteva zile s-a întâmplat un lucru tare nefericit. A făcut o pareză pe partea dreaptă. Vă dați seama?
Dintr-un copil normal să-l vezi? Un copil de 4 ani jumătate, dintr-un copil normal să-l vezi cu gurița strâmbă, cu... nu mai putea să... Aceea, atunci am crezut că... Nu mai mișca mâna, piciorul am, de... Am fost la un pas de balamoca, deci aveam un nod în gât care nu mi se ducea absolut deloc, indiferent ce făceam, cât înghițeam sau câtă apă beam. Era ca o menghină care mă ținea și îmi venea să strig în fiecare zi la Dumnezeu, să răgnesc, de fapt, de durere, pentru că nu ai cum să vezi așa ceva. Și un câine, dacă ar fi, da, apoi să fie vorba despre copilul tău. Toți pierdem pe cineva drag, dar când e vorba de copil, este cu totul strigător la cer. Dar până să ajungem acolo, nici nu vreau să concepem că ar putea să se întâmple așa ceva. Și până la urmă, diagnosticul i-a fost pus? Nu, am plecat și de la Victor Babeș după ce s-a întâmplat prima pareză. De unde am plecat cu discuția, că și... nu a fost diagnosticată. Corect. Deci, ea avea, dar asta s-a întâmplat când deja era în comă, ca o legumă, deci nu mai avea niciun fel de reacție. Nu, am până ajuns... să ajungem acolo, ne-am mutat la spitalul Victor Gomoiu, crezând că mai există o șansă. Într-adevăr, copilul a început să-și revină. Parțial. Doamna doctor de acolo a fost ok. Pentru că focuse pe partea stângă accidentul. Uitați, Maria este bine, vedeți că a făcut progrese. Și sâmbăta și duminica o mai luam acasă, pentru că am ajuns la o înțelegere cu medicul. Avea foarte mult timp de când stătea în spital. Și avea nevoie să uite. Deci avea aproape 3 luni de zile de când era în spital. Și vroia ca să... Înțelegerea a fost că ea să uite de această durere pe care o poartă. Copil fiind, totuși, o luăm acasă ca să mai uite, să joace acasă, să se uite la desene animate, să schimbăm un pic. Și după 3 săptămâni de la prima pareză, copilul și-a revenit. Trebuia să o ducem luni dimineață ca să-i facă tratamentul și ea mi-a spus, tati, și a început să alege pe amândouă picioarele, zice, uite, eu pot să mișc amândouă picioarele. Și am plecat cu ea la spital, m-am bucurat, am luat-o în brațe, am pupat-o. Zic, da, Maria, ești foarte bine, slavă lui Dumnezeu că ești bine. Ne-am dus la spital, la Victor Gomoiu. În acea dimineață am lăsat-o pe Rodica cu Maria în spital. Eu m-am întors înapoi, am venit acasă să fac o rugăciune acatistul Maicii Domnului și la un moment dat aveam telefonul fix. Am tresărit așa când suna telefonul pentru că... Să se așa cu o spaimă. Și într-adevăr, când am primit telefonul, mi-a spus, Vali, ferița noastră a paralizat pe partea cealaltă și este grav acum, că nu mai vorbește, dă ochii peste cap. Deci, ce să vă spun, am plecat acolo, am văzut-o pe geam, că era la terapie intensivă și m-am pus așa pe perete și am căzut până jos, m-am dus așa pe perete. Bătea soarele la ea unde era foarte greu, foarte greu. Și am luat-o și am mai stat câteva zile cu ea în spital. Ne-au spus că există riscul foarte mare să o pierdem și am plecat cu ea din spital. Am luat-o pe căile Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Mergeam am plecat cu ea la toate mănăstirile. Știu că după... Întâmplarea aceasta, Rodica mi-a povestit și eu am să împărtășesc lucrurile astea cu cei de acasă, că ai avut o perioadă, Rodi, când, după pierderea micuței, când ai aflat acest lucru că s-a petrecut, spuneai exact așa și țin minte și am să citez aici, la vine m-am urcat pe spital și spuneam, Doamne, de ce a trebuit să-mi iei mie această fetiță? De ce ai trebuit să iei acest încelaj? Doamne, te urăsc! De ce au fost vorbele acestea spuse? Sau cum ți-ai simțit tu sufletul în acele momente? Deci, în momentul când ea nu mai mișca absolut nimic, nici ochișorii nu putea să-i mai deschidă, la acel spital nu erau aparate de... Pentru terapie intensivă. Da. Cum îi spune la... Ne-am întors la... Cum îi spune la aparatul? Emilia Irza, la spitalul de unde am plecat. Da. Respirație artificială. Respirație artificială.
și Vali, el îi făcea respirația. Deci devenise ca un robot. Apăsa pe o mingie care, în momentul acestei mișcări, intra oxigenul în plămâni. Și devenise, deci vreau să spun că 3 zile și 3 nopți a făcut într-una așa. Deci eu când am văzut că el începuse în primul rând să-i crească foarte tare barba, nu mai bea nici apă, nici mâncare, nu mai vroia nimic, nimic, nimic. Și am văzut că cu copilul nu se întâmpla nimic. Ea era ca un, cum să zic, ca o legumă. Mi-am dat seama că este un canon foarte mare și pentru noi, dar și pentru copil. Și am simțit, atunci chiar am ajunsesem în punctul culminant, am simțit nevoia să url la Dumnezeu și nu știam unde să mă duc, pentru că mă duceam undeva, fiind într-o rezervă, mergeam la toaletă, mă uitam în oglindă și îmi imaginam că eu răgnesc din toate mădularele mele. Chiar așa mă uitam în oglindă și făceam... Deci, dar îmi imaginam că eu țip, dar îți dai seama că nu puteam să țip, că se speriau oamenii din jur. Și atunci am căutat un loc unde chiar să țip cu adevărat. Și am văzut că pe scara spitalului duce, ca la orice bloc, ai văzut... Ieșirea de urgență, exact. Da. Și am luat un bulgăraș de tămâie și m-am urcat acolo pe bloc. M-am pus în genunchi și m-am uitat către cer și îmi venea să rup pijamaua de pe mine. Am aprins acel cărbune și am început într-adevăr să țip cu adevărat. Dar să țip, am țipat mult. Mi-am dat seama că nu m-aude nimeni. Și am zis, ce Dumnezeu ești tu care eu mă rog la tine și tu nu mă auzi. Și pur m-am spus, dacă este să se facă bine și 10 ani de acum încolo vom duce canonul ăsta 10 ani sau cât vrea el, dar să se facă cum a fost odată, să se facă bine la cum a fost copilul meu sănătos și întreg. Dacă i-am zis, dacă tu vrei să o iei la tine, atunci iau. Și în momentul când am spus cuvântul iau, mi-am dat seama că sunt o mamă, nu știu cum să mă caracterizez, dar mă consideram o mamă lașă, o mamă. Cum am putut să spun asta, să-mi amintesc mie Dumnezeu copilul, dar n-am mai suportat să o văd cum ea se chinuie acolo și soțul meu nu mânca, nu bea apă, nu făcea nimic decât stătea ca un robot. Veneau doctorii și îl băteau pe spate și îi spunea, lăsați-o că oricum nu mai e nicio șansă. Și soțul meu, dând din mână, spunea, dar eu o las. Dacă Dumnezeu vrea să o ia, eu nu pot să fac nimic, dar eu nu pot. Eu voi face asta până când văd că monitorul ăla, el nu o să piuie. Dacă nu o să piuie, eu o să fac în continuare. Și după, nu știu cât am stat acolo pe bloc, nu știu, dar știu că am odat pietrele cu lacrimile mele. M-am întors și în momentul când am intrat, soțul meu a auzit ușa. El avea o barbă crescută și se uită așa la mine și zice, Rodica, noi vorbeam în șoaptă gândindu-ne că ea dacă, poate era ca o legumă, dar poate auzea tot și noi nu vrem să spunem ceva, că moare sau nu vrem să audă ea lucrurile astea. Și mi-a făcut semn să vin spre el. Și când m-am apropiat, îi văd lacrimile din ochii ăștia frumoși, îi văd lacrimile cum se duceau în barbă. Și zicea, Rodica, Maria va pleca la Dumnezeu. Și a început să-i curgă lacrimile și roi. Și am spus, de unde știi, de unde știi? Zice, eu am văzut aici cum te văd pe tine, Rodica, și spun ție, dar vorbeam șoaptă, spun ție că ești nevasta mea și tu mă crezi. Eu am văzut aici la geam cum te văd pe tine. Am văzut un sfânt, un înger, nu știu ce era, avea o barbă albă. O barbă albă până mai jos și micuț de statură cu un ia în mână. Și cred că a venit să o ia.
Și nici n-a terminat de spus cuvântul ăsta că aparatul a început să piuie. Monitorul acela a început să piu, piu. Vă dați seama, deci... Și în momentul în care Valerian a afirmat... Am făcut legătura în momentul când eu țipam la Dumnezeu pe bloc. Dumnezeu a și trimis pe cineva. Și el, nemâncând și nebăut apă și... Probabil că a putut să vadă lucrurile astea. Că noi cu ochii ăștia materiali nu vedem multe, dar multe sunt pe lângă noi care nu le vedem. Dar din cauza că noi posteam foarte mult și ne rugam foarte mult, lui a fost dat să vadă. În momentul când eu am strigat la Dumnezeu, deci Dumnezeu a trimis acel sfânt înger, ce-o fi fost. Ca să nu călătorească singură prin văzduh, copil fiind, fără de păcat, să poată trece de răutățile văzduhului, fără să o împiedice nimic. Și în acel moment, Maria a urcat la ceruri. Știu că o perioadă lungă de timp, Rodica, nu voiai să mai auzi de existența lui Dumnezeu. Da. Eu. Deși contrar acestui fapt... Eu eram bată de supărată pe Dumnezeu. Și m-am rugat foarte mult și în momentul când vedeam o carte de rugăciuni, prima reacție era să rup în bucăți. Pentru că golul rămăsese și nu mai avea cine să-l umple. Nu puteam să-i văd lucrușoarele, nu puteam să-i văd fotografiile, nu puteam să văd nimic. Pentru că era atât de mare durerea încât simțeam că mă prăbușesc. Soțul meu a intrat la seminarul de teologie. Acolo și-a găsit el liniștea. Și când venea acasă cu manualele, eram așa curioasă să văd ce învață el, ce citește, ce... Erai supărată pe Vali la momentul acela că urmează acel lucru? Nu, dar se produsese o distanță între noi, nu în sensul afectiv. Deci eram așa apropierea aceea ca între soți. Nu mai puteam să ne apropiem unul de celălalt, pentru că nu mi se părea normal că eu să-mi trăiesc viața și copilul meu să putrezească. A fost așa o ruptură între noi. Nu, deci nu ne mai puteam apropia fizic. Și ne aruncam mingea, o pasam. El arunca către mine și eu către el. Spuneam că poate trebuia să facem aia, că poate că dacă tu ai vrut să ne mutăm la... Deci... Tot timpul trebuia să găsim un vinovat, dar până la urmă nu era nimeni vinovat, nici eu, nici el. Nici doctorii poate nu au avut, ce să zic, un singur doctor. S-a uitat pe toate investigațiile și exact cum apucasem să spun, dar n-am terminat, era prea târziu. Când el a sugerat să facem testul de Borelia. După ce a văzut toate investigațiile... Boala dobândită, practic, în urma unei pișcături de căpușe. De căpușe, da. Și după toată evoluția bolii, eu fiind acolo zi de zi, de când a debutat boala, din prima zi până la sfârșit, când am citit despre evoluția bolii, mi-am dat seama că chiar astea erau simptomele. Și culmea că doctorii nu și-au dat seama. Deci au fost așa ceva pe bâșbuite și acel doctor, nu mai știu că tu-l pomenești în rugăciuni. Cum îl chema pe domnul doctor de la Corlentina? Nu mai știu acum, că am o ordine când îi pomenesc. Așa, deci a spus, eu i-aș mai fi făcut testul de Borelia și când am făcut testul, am trimis în două locuri. Analize și la Cantacuzino și la Victor Babe și la un spital ieșea pozitiv, la unul negativ. Și iarăși au derutat doctorii, că nu știau ce să creadă. Și ce să zic, așa a fost voia lui Dumnezeu. Deci până la urmă am zis că dacă copilul ăsta avea zile, Dumnezeu îngăduia să se facă bine. Dar
Și ți s-a descoperit. Pentru până cât la timp ți-ai pierdut credința în Dumnezeu după moartea fiicei Rodica? Deci, și cum ai început? Pentru că și de aici începe o altă poveste. Da, deci Dumnezeu a lucrat în așa fel încât eu să revin la El prin Vali. El intrând acolo la seminar, venea cu cărți și avea o carte, omiliile scrisă de Sfântul Vasile cel Mare. Și eu de curiozitate răsfoiam așa, dădeam filă cu filă, dar nu să citesc. Doar așa curiozitatea să vezi ce studiază el la acel seminar. Și mi-a apărut un titlu, îngroșat cu negru, scria exact așa, dacă vă moare un copil. Vă dați seama că titlul ăsta m-a acaparat în totalitate și am început să citesc. Și exact așa scria Sfântul Vasile cel Mare, dacă vă moare un copil, nu fiți triști, căci va veni o zi când veți dănțui cu el în ceruri. El a plecat mai înainte de vreme pentru a vă pregăti vouă calea, iar la judecata de apoi va fi mijlocitorul vostru și se va ruga la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor voastre. Și am început să plâng. Și soțul meu m-a întrebat, ce ai, de ce plângi? Și am citit și lui. Și a început și el să plângă. Și atunci m-am trezit așa dintr-un somn adânc și am spus, vreau să mă duci la duhovnic. Și când am ajuns la părintele meu duhovnic, m-am pus în genunchi și am început să plâng și am spus, părintele, am mâniat pe Dumnezeu și nu mai puteam să spun ce am făcut. Părintele mă întreabă, păi ce ați făcut, doamna Rodica, ce ați făcut? Părinte, am spus de Dumnezeu că e un Dumnezeu nedrept, că e un Dumnezeu... Și am început să spun de ce am fost supărată pe Dumnezeu. Părintele mi-a pus mâna așa apăsătoare pe cap și îmi spune, va ierta Dumnezeu de atunci, pentru că Dumnezeu vă știa durerea din suflet. De atunci a fost iertată. Și nu e supărat Dumnezeu din cauza asta. Bine că v-ați dat seama că nu ați stat așa supărată și că v-ați întors cu fața către el. Și din clipa aceea mi-am dat seama că copilul meu a avut o misiune, că ea este îngeraș acolo unde este și vreau să spun că până s-o am pe Antonia, Dumnezeu chiar m-a luat acolo și mi-a arătat unde este. Am mers la spital să-mi fac o investigație și chirurgicală și am fost anesteziată. În urma acelei anestezii, eu n-am putut să mă mai trezesc. Și Dumnezeu m-a luat acolo, unde este fetița mea, să-mi arate. Să înțeleg că ai fost într-o moarte clinică? Nu știu dacă a fost ceva o moarte asemănător, clinică. Pentru că eu am văzut tot, am și văzut... Am văzut-o pe ea, dar am auzit tot ce vorbea. Și când, înainte să mă trezesc din anestezie. Asistenta și doctorul, neștiind întâmplarea noastră, a spus să nu vă faceți probleme, că ea aiurează acum, dar ea nu aiurea. Nu, era un moment de delir. Vorbea cu Maria și... Adică ce zicea Vali? Spunea, mami, ce frumoasă ești, ce păr lung ai, ce rochiță frumoasă ai. Și numai așa vorbea pe această temă, pe frumusețe. Deci tu practic erai lângă ea și eram lângă ea și ascultam ce vorbește. Și m-am gândit că trezindu-se din anestezie o să spună ea lucrul ăsta. Nu o să povestească. Și eu am lăsat-o. Tot am așteptat. Am plecat de la spital, ne-am urcat în mașină și pe drum aproape de casă zic, Rodica, dar tu îți mai aduce aminte din momentul acela în care te-ai aflat în starea de anestezie de ceva? Nu. Cum? Nu ți-aduce aminte de nimic? Nu. De ce mă întrebi asta? Păi am crezut că ți-aduce aminte, că o să ții minte tot ceea ce ți s-a arătat, ce ai văzut, pentru că și am început eu să-i povestesc o frântură din ce... Și atunci a zis, da, am fost la Maria și... A început să-mi povestească deja ce a văzut acolo și cât da. Deci de am văzut, mi-a rămas așa ca un tablou animat și o am să țin minte până voi pleca din lumea asta.
era o iarbă, uite atât așa de mare, și adia de la un vânt, se legăna, dar de un verde, un verde cum nu există pe pământ. Și niște copaci din aceia groși mari, ca la grădina botanică, cu niște frunze mari, niște păsări colorate, penele colorate, multe, multe culori. Și ea nu era singură, Maria, era cu o fetiță mică care o ținea de mână. Și eu știam, nu spusese nimeni, dar eu știam, parcă știam dintotdeauna că acea fetiță este surioara ei. Și chiar îi spuneam, ai grijă de surioara ta, mă rog, ceva de genul. Și în momentul când am rămas însărcinată cu Antonia, mergeam din când în când la control și la ecograf îmi spunea că e băiat. Și eu, mașină către casă, vorbeam cu Vali și îi spuneam, nu e băiat, nu, eu simt că e fată. Ei, cum să, dacă doctorul a spus și n-a spus odată. Rodica, dar după cât timp ai rămas însărcinată? La 3 ani. La 3 ani după pierderea, da, Mariei. Da. Vă mai doreați sau te-ai gândit la lucrul acesta? Că poate, da, dacă... îmi doream din tot sufletul. La un moment dat chiar îmi venea și gândul să-i pun același nume. Dar după aceea n-am dat seama că nu este corect. Maria era Maria și... ne-am gândit după aceea să-i pun alt nume fetiței și am pus numele nașii de botez, Justina Antonia, nașa care a botezat-o pe ea, de fapt fetița nașilor. Și ce să zic, spune tu cum... A întregit... Stai că trebuie să spun și neapărat trebuie să spun lucrul ăsta, că iarăși o minune. Ce ai visat tu până să o avem pe... Da, au fost pe Antonia. Au fost niște semne care nu sunt întâmplătoare. Am visat că eram undeva la Snagov, pe Bolta Cerească, și Bolta Cerească era în formă de cupola a unei biserici. Dar maică era deschisă. Și pe cupola bisericii, sau mai bine zis a cerului, era Maica Domnului, cu două fetițe în brațe. Și eu m-am mirat că era o minune să o vezi pe Maica Domnului și se apleca către mine cu doi copilași ca să-i prind. Și eu strigam și pe cei care erau în jurul meu ca să vadă și ei minunea aceasta, că mi se părea că este o minune și într-adevăr poate a fost o minune. Una era Maria cea pierdută. Da, stai să vezi. I-am prins, le-a dat drumul ușor și le-am prins pe brațe. O fetiță parcă nu mișca, parcă, nu știu, am interpretat eu ca și cum ar fi fost Maria. Iar cealaltă fetiță avea ochii însângerați, Maica Domnului avea pupila albă cu sânge pe ochi și fetița la fel, cu sânge pe partea pe albeață, unde avem noi albeață. Și când s-a născut Antonia și m-am dus la spital, Antonia avea amândoi ochii însângerați pe partea cu lumina albă. Exact cum m-am văzut eu în acel vis. Și am considerat că Antonia este darul nostru de la Maica Domnului. Sunteți o familie greu încercată, să zic, pentru pierderea unui copil și de asta am și vrut până la urmă să abordăm acest subiect și ar mai fi multe de spus. Dar spuneți-ne ca o concluzie. Cum vă rugați ca totul să vi se îndeplinească în prezent, ca rugăciunea să străpungă cerul și pentru cei care nu au credință suficientă în Dumnezeu? Voi sunteți exemplu viu de trauma pe care ați avut-o cu ani în urmă și totuși v-ați întors fața către divinitate. Și nu s-a terminat aici. O să încerc eu să răspund la... prima întrebare care ai pus-o, că am fost o familie greu încercată, am descoperit în Sfânta Scriptură și chiar Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne atenționează. Multe necazuri veți avea în viață, dar prin toate acestea, dacă veți trece, vă veți găsi mântuirea voastră.
Și tot Mântuitorul Iisus Hristos spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea, să nu vă fie teamă. Și este consemnat în Sfânta Scriptură de 365 de ori, aproape câte zile are anul nostru, acest pasaj, acest cuvânt: nu, să nu vă fie teamă. Și vă nu v-a fost și v-a întărit Dumnezeu și mai mult, ați devenit mai puternic. Acum, da, dar atunci ne-a fost teamă și am fost slabi și suntem încă slabi. Suntem, toată viața este o luptă, toată viața este o cruce. Dar acum știți că poate nimic nu vă doboară și nimic nu o să vă întrerupă de la drumul pe care l-aveți de parcurs. Da, așa este. Chiar pot să spun că am trecut propriile mele bariere, vreau să spun. Mi-am depășit orice barieră. De un an de zile, exact un an acum, în luna asta, am fost diagnosticată cu o boală degenerativă. Și vreau să spun că aș fi o ipocrită să spun că o zi, două, nu mi-am plâns de milă, dar mi-am amintit că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Și pe parcursul acestor ani, de când a plecat Maria la Dumnezeu, noi am experimentat împreună, bineînțeles, cu Dumnezeu între noi. Fără Dumnezeu nu se face nimic, absolut nimic. Am experimentat o grămadă de lucruri și ne-am dat seama că tot ce gândești, tot ce trimiți în universul acesta, se întoarce înapoi. Absolut tot. Deci, după ce a plecat Maria, noi am înlocuit-o cu Ana, pentru că Ana este un copil adoptat. Cea de-a treia fată despre care vorbeam, care e stabilită în Anglia. Exact. Deci, la scurt timp, după ce a venit fetița noastră, Antonia, pe lume, am luat-o și pe Ana. Și au crescut împreună. Ce vârstă avea Ana când a intrat în familia Grigore? Era puțin mai mare Ana, avea 13 ani când a venit la mine în casă. Era un copil abandonat care avea în perioada aceea cel mai mult nevoie de o mamă și de un tată. Și așa a lucrat Dumnezeu, ca ea să fie în casa noastră. Este a noastră acum, pot să spun, dacă era făcută de mine și nu era un copil atât de bun și de reușit. Și tot ce a văzut la noi, ea a luat ca exemplu și mă bucur din suflet că, în primul rând, are credință. Are credință în Dumnezeu și asta contează foarte mult, pentru că în zilele noastre, în lumea asta competitivă și agitată, tinerii s-au cam depărtat de Dumnezeu și este mare bucurie atunci când vezi un tânăr că are credință și ce să zic, și Antonia este la fel de înțeleaptă, de bună. Și de bună. Este talentată, are darul nostru, cântă foarte frumos, are și ea talent în muzică, însă nu vrea să urmeze calea asta, nu știu, de momentan. V-ați gândit că poate a frustrat-o trecutul pe care voi l-ați povestit vis-a-vis de Maria și de faptul că nu i s-a pus un diagnostic corect și atunci ea s-a gândit să urmeze de medicina? Mică, pentru de că mică pe mine spunea, la voi în curte, da, m-a surprins când i-a spus: mă ambiționez să termin medicina pentru că îmi doresc să tratez așa cum trebuie oamenii. Da. Iar mie aici mi-a dat de gândit. Exact. Adică, dincolo de teoria la care e expus un student când intră pe băncile facultății, vrea să fie omul care stăpânește cu adevărat, prin credință, meseria pe care ea va vrea să urmeze. Da, exact. Adică, eu știu că ați avut o pierdere mare, eu știu că Maria vă veghează de acolo de unde e, dar în același timp știu că ați salvat un copil abandonat, da, că ați fost binecuvântați cu cea de-a doua fetiță, da, și se spune că pentru părinții care au astfel de pierdere, niciodată Duhul
nu pleacă din casa lor, chiar dacă fizic fetița nu vă mai este alături. Și pentru că aș mai sta mult la povești cu voi, dar uite că nu ne permite timpul de multe ori, iar cei de acasă cu siguranță rămân uimiți de lucrurile prin care trec și artiștii de această dată. Da. Vreau să le mai spui celor de acasă, Rodica, să dezvolți puțin ideea. Ai fost diagnosticată cu cancer, da. Ai suferit o intervenție chirurgicală pe care acum, între ghilimele, o regreți că ai făcut-o, da. Pentru că ai urmat tratamentul de la Dumnezeu, dacă vrei, exact. Postul de 40 de zile. Ce te-a determinat să faci acest lucru? M-a determinat, în primul rând, credința în Dumnezeu și, în al doilea rând, că aveam cunoaștere despre această boală. Știam cum se declanșează și am știut că medicina clasică nu o să-mi ofere foarte multe șanse de a mă vindeca. Citisem foarte mult, cu toate că nu m-am gândit că tocmai eu o să am nevoie de astfel de informații și că nu o să fie nevoie, pentru că eu nu o să fiu bolnavă, dar uite că s-a întâmplat tocmai eu. Și Dumnezeu, care e Dumnezeu, anticipa dinainte ce se va întâmpla cu mine și probabil că de aceea trebuia să și cunosc. Eu nu spun că medicina clasică nu este bună, am încredere în medicina clasică, avem nevoie de chirurgie, avem nevoie de foarte multe lucruri, însă a fost vorba despre această boală și am știut că dacă voi recurge la tratamentul acesta holistic, să zicem așa, adică în primul rând vreau să mă cercetez pe mine ce anume a declanșat această boală. Și dacă ar fi să dau filă cu filă, tocmai ce am povestit, o grea încercare prin care am trecut. După aceea mi-a murit mama și nu era de moarte, adică nu era o femeie în vârstă. Iarăși a fost o pierdere foarte mare care n-am putut să o depășesc și știam că boala aceasta se declanșează în momentul când tu nu știi să gestionezi anumite lucruri, când suferi niște pierderi care nu te împași cu ele. Și atunci am zis, hai să fac o recapitulare și să iert și să mă resemnez cum ar veni și să accept tot ce mi-a dat mie Dumnezeu în viața asta. Și mi-am dat seama că dacă eu nu aș fi trecut prin toate experiențele astea, nu aș fi ceea ce sunt acum și nici Vali. Noi suntem niște oameni încercați de Dumnezeu, dar în același timp mă bucur că m-a încercat Dumnezeu aici pe pământ și că am trecut prin astea aici pe pământ, pentru că aici mai e o șansă să îndrepți niște lucruri, dar dacă ar fi să ne pedepsească acolo în viața veșnică, nu știu. Sunt uimită, Rodica, despre cum puteți privi chiar și aceste probleme și ce exemplu viu sunteți pentru cei care ne urmăresc, da. Și pentru mine. Pentru că îmi dau seama că tot ceea ce spuneți este cu adevărat real și prin mulțumire, și mulțumirea pentru greutăți și mulțumirea pentru împliniri, da. Pentru că dincolo de toate v-ați bucurat și de lucruri pe care oamenii nu le-au văzut, exact. Și ați pășit pe tărâmuri necunoscute și ați încântat străinii și v-ați slujit și ați slujit meseria cât se poate de frumos, chiar dacă pe cealaltă parte ați avut greutăți, dar în același timp un ochi a plâns, altul a râs, după întuneric a venit lumină, da. Și tot așa o încercare de acest gen a fost și în viața voastră. Cum ai putut, spune-ne puțin, pe scurt, ce implică acest post de 40 de zile? Poate ne urmăresc telespectatorii chiar care simt nevoia, mulțumesc din suflet că îmi dai ocazia asta, pentru că simt nevoia să spun. De ce? Pentru că îmi doresc atât de mult unii oameni care sunt în situația cum am fost și eu și vreau ca ei să înțeleagă că cancerul nu este o boală care să ne sperie și să credem că nu se poate vindeca. Dacă au credință în Dumnezeu puternică, adică credința aceea absolută, că Dumnezeu poate să facă orice, cu siguranță se vor vindeca. Dar trebuie să urmeze niște etape și am să-i număr așa pe scurt, pentru că nu mai avem timp, dar nu vreau să trec peste ele. Am să enumăr așa, în felul următor, cum am făcut eu. Primul îndemn pe care l-am avut în momentul când am fost diagnosticată a fost să merg la duhovnic, să mă cercetez, să-mi dau seama unde anume s-a produs declinul, ce anume a declanșat această boală.
După aceea... Adică a urmat spovedania într-un cuvânt. După care am recurs la spovedania săptămânală și în fiecare duminică părintele mi-a dat dezlegare să mă împărtășesc, care este cel mai mare medicament după fața pământului. Trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Exact. Nu metaforic vorbim, noi chiar luăm trupul și sângele Mântuitorului prin pâinea și vinul de la Sfânta Liturghie. Din elementele de vin și din pâine, prin rugăciunea invocată de preot, prin coborârea Harului Duhului Sfânt, aceste elemente se transformă cu adevărat în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, după care am urmat un tratament 3 luni de zile cu, nu știu dacă am voie să spun, să nu fac, că nu e un, ce să zic, un medicament. Aur monoatomic? Aur monoatomic, da. Așa. Și la domnul doctor, Pavel Chirilă, un prieten de-al nostru de suflet, de când a plecat fetița la noastră la Dumnezeu, ne-am prietenit cu domnul doctor, că e ctitor de biserică și soțul meu merge la taina Sfântului Mazlu, fiind dascăl acolo la dânsul la biserică, și în felul acesta am obținut un tratament de la dânsul naturist și asta 3 luni de zile, după care m-am hotărât așa instantaneu, după ce am citit în mai multe cărți și la îndemnul unui preot cu care am fost la Ierusalim, părintele Gheorghe, la îndemnul acelui preot am luat o hotărâre să țin post negru de 40 de zile. Pentru că părintele mi-a spus exact pe Pământul Sfânt, eram în casa Maicii Domnului, unde a dormit Maica Domnului, în casa Sfântului Ioan Evanghelistul, și părintele mi-a spus de postul acesta negru de 40 de zile și am zis, e clar că Dumnezeu asta vrea să fac, pentru că eu seară de seară mă puneam în genunchi în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos și spuneam, arată-mi calea pe care trebuie să o urmez, pentru că eu mă las în mâinile tale, dar ajută-mă și să percep că degeaba mi-arăți tu mie calea dacă eu sunt precum un cal care are ochelarii aceia laterali și nu vede în stânga, nu vede deci, în dreapta. Deci, până exact cum ai spus, dacă te apropii de credință, exact, și te lași în voia Domnului, se descoperă ceea ce și, trebuie să alegi. Dar ai simțit în cele 40 de zile, Rodica, că parcă nu mai poți, că este totuși... Păi asta vreau să ajung, că oamenii care vor să țină postul acesta trebuie să înțeleagă că noi avem moștenire. În ADN-ul nostru avem moștenire de la Mântuitorul Iisus Hristos să putem face acest lucru. Însă noi nu suntem informați, nu suntem educați în spiritul acesta, nu ne spune nimeni. Și ne este teamă. Știi cum se spune, de când eram copii, ea și mănâncă, că dacă nu mănânci, te îmbolnăvești, pățești ceva. Nu. Noi avem acest potențial. Și senzația de foame dispare după 3 zile. Deci 3 zile, pot să spun că prima zi ți-e foame foarte tare, după aceea a doua zi senzația de foame se înjumătățește, din a treia zi deja spre seară nu-ți mai este foame. A patra zi pur și simplu se produce acea stare de relaxare în tot corpul. Și ce vreau să mai menționez este faptul că a 28-a zi eu mergeam pe bicicletă. Bine, asta până la 40 de zile am avut activitate fizică și am fost, cred că, mai activă și am avut mai multă forță atunci când nu mâncam decât în perioada când mâncam. Și atunci și gătea la vinia și, pentru noi. Da, pentru că era... Și te săturai din miros. Nu mă săturam din miros, chiar nu mai mi-era... Doar cu apă și aur monoatomic. Apa trebuie, deci suntem, cum să zic, dependenți de acest lucru. Apa și aur monoatomic, 2 ml, deci era așa, cât să se plimbe prin gură, nici măcar nu se ducea, nu știu, nu simțeam că se duce în stomac, doar în gură. Însă
Ce am observat eu, ce am mai observat în această perioadă a postului, este că am făcut cunoștință cu omul lăuntric din mine. Deci mă rugam... Și cu puterile pe care tu le ai. Exact. Deci acum înțelegeam viața sfinților. Erau seri când aveam insomnie și nu puteam să dorm. Și la un moment dat mă gândeam la sfinții care s-au nevoit cu post și rugăciune. Și eu înțelegeam din practică, nu mai înțelegeam din cărți sau din ce citeam. Ce ai trăit pe pielea ta. Exact. Și stăteam cu fața în sus și îmi curgeau lacrimile din colțul ochilor, mi se prelingea prin spatele pe lângă ureche și mi se ducea undeva în ceafă. Și simțeam cum se ude perna. Dar erau lacrimile acelea de bucurie, de extaz, că poate o fărâmă din corpul ăsta al meu se nevoiește pentru Dumnezeu și conștientizam ce putere are. Deci eu când mă rugam aici în casă, stăteam la rugăciune împreună cu soțul meu, că el întotdeauna a fost alături de mine, nu m-a părăsit nici măcar o secundă, a spus că crucea asta o vom duce împreună, simțeam că nu mi-ating covorul. Stăteam pe covor, dar simțeam că mă sunt undeva deasupra covorului. Vreau să vă luați acum de mână, pentru că emisiunea aceasta minunată pe care eu nu o să o niciodată se apropie de final. Și să încheiem tot cu o frază, dacă vreți, pe care o știți împreună. Să vă mulțumesc pentru că v-ați dezvăluit în exclusivitate în această emisiune. Și totodată să vă rog să facem încheierea așa cum se cuvine, într-o rugăciune frumoasă, pe care voi, Rodica și Valerian Grigore, o știți. Aș vrea să spun un lucru care am recunoscut de fiecare dată. Multe daruri mi-a dat Dumnezeu pe pământ. Părinții din care mă trag, frații, finii, prietenii, cunoștințele, dar cel mai mare dar al meu este ea. Este cel mai mare dar care mi l-a dat Dumnezeu. Ne-am păstrat obiceiul ca în fiecare zi să spunem cuvântul Te iubesc. Și îl spunem din inimă și eu pot să spun la fel despre el. Deci în momentul când strigam la cer, el era acolo lângă mine și mă mângâia pe spate și îmi spunea, nu ești singură. Deci este un sentiment care te înalță, care îți dă aripi, pur și simplu, când știi că nu ești singur. Deci Dumnezeu ne-a dat încercările astea. Dar în același timp ne-am avut unul pe celălalt și iubirea dintre noi nu a dispărut absolut niciodată, nicio zi. Din contră, a crescut. În fiecare zi ce trece pentru noi crește iubirea noastră unul față de celălalt. Și nu o spun acum ca să dau bine pe sticlă, cei care ne cunosc știu acest aspect. Nu e singură și nu sunteți singuri, iar eu nu mă simt singură că v-am pe voi în viața mea, sunteți niște oameni deosebiți și vă mulțumesc că dincolo de viața voastră particulară pe care nu ați afișat-o televiziunilor, ați ales să faceți acest lucru pentru mine și telespectatori, iar eu vă voi aprecia întreaga viață și rămâneți oamenii de la care eu chiar am avut ce învăța și am ce să învăț. Vă mulțumesc, Rodica și Valeria. Te iubim și te considerăm și pe tine ca fiind fata noastră. Mulțumesc din suflet. Sincer spunem asta. Eu astăzi puteam să nu mai fiu aici, să stau de vorbă cu tine. După câteva secunde am realizat ce mi se întâmplă pe mașina mea, pe mașină. Atenție, am sunat la 112. Am anunțat că am făcut accident. Nu știu ce s-a întâmplat, mi-au sărit niște ori în față, eram în stare de șoc. M-a dat peste cap. Vă spun eu, i s-a făcut rău.